Pentru alimentarea cu apa a comunei Ogrezeni este necesară suma de 22 de miliarde lei vechi, conform proiectului aprobat inițial. Însă fondurile alocate recent au făcut ca investiția să demareze în forță. Astfel cum vremea a fost favorabilă, în noiembrie și la începutul lunii decembrie, lucrarea a fost realizată pe o distanță de 6 km. Singura mulțumire care o nutresc este aceea că după 10 ani de zile, în final, s-a găsit cineva care să aloce cu destinație specială pentru proiectul de alimentare cu apă în comuna noastră bani de îndată. Știți foarte bine că am primit 7 miliarde, motiv ce ne-a permis să dispunem începerea lucrărilor de executare la înființarea sistemului de alimentare cu apă. 6 kilometri din cei 30 de kilometri ai localității, în cel mai scurt timp se va proceda la efectuarea lucrării de recepție parțială a acestor 6 km și urmează și semnarea ordinului de plată. Autoritățile locale speră ca realizarea acestei investiții importante să contribuie decisiv la creșterea economică a zonei și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor din Hobaia și Ogrezeni.